Haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu cu toții la Cartea Romani, la capitolul 2. Cartea Romani, capitolul 2. Duminica trecută am vorbit despre câteva opinii populare ale oamenilor despre Dumnezeu. Cum că Dumnezeu este același pentru toți, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu iubește pe toți. Uh, și altă opinie populară este aceasta. Toate religiile sunt cam la fel și vorbesc cam despre același lucru. Adică să fii bun și să faci fapte bune. Pentru că oamenii buni vor ajunge în rai, dar oamenii răi vor ajunge în iad. Este o opinie foarte, foarte populară, cu siguranță că v-ați întâlnit cu ea. Și poate chiar o credeți unii dintre voi. Dar puțin oameni se întreabă cât de bun trebuie să fii ca să ajungi în rai. Cât de bun trebuie să fii ca să ajungi în rai, slide următor, sau cât de rău trebuie să fii ca să ajungi în iad. Sunt întrebări foarte bune, nu așa? Pentru că vrei să fii sigur că e suficient de bun ca să ajungi în rai, vrei să fii sigur că nu ești suficient de rău ca să ajungi în iad. Și la aceste întrebări va răspunde pasajul nostru de astăzi. Sunt întrebări foarte importante. Sunt cele mai importante, probabil, întrebări. Din viața aceasta. Așa că ne pregătim inimile pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu și răspunsul lui Dumnezeu la aceste întrebări. Duminica trecută am văzut cum Apostolul Pavel a vorbit despre păcatele oamenilor răi, să le spunem așa, celor care nu erau din poporul lui Dumnezeu, neamurilor sau neevreilor care, din perspectiva evreilor, erau cu adevărat răi și păcătoși. Când evrei se uitau la păcatele neamurilor, la idolatria lor, faptul că se închinau la idoli, la homosexualitate și la alte păcate, spuneau ceva de genul acesta, cu siguranță că oamenii aceștia sunt oamenii răi care merită judecata lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel le dă dreptate în capitolul 1. Da, oamenii care fac aceste lucruri sunt vrednici de moarte, spune acolo, vrednici de judecata lui Dumnezeu. Dar, ceea ce n-au știut ei, sau nu s-au așteptat, este că după capitolul 1 urmează capitolul 2. Și în capitolul 2, Pavel face ceva de genul ceea ce a făcut Nathan, profetul Nathan cu David. După ce David a păcătuit cu Bathsheba, a preacurvit cu ea și chiar a, pus la cale omorârea soțului ei, al Bacelbei, spune că profetul Nathan a venit la David și i-a spus, i-a spus o poveste despre un om bogat care avea foarte multe oi și despre un om sărac care avea o singură mielușă la care ținea foarte mult, ca la unul din copiii lui. Și spune că la omul, la omul bogat a venit în vizită un prieten și omul bogat, în loc să ia una din multele lui oi și să o sacrifice și să o pună pe masa Uh, invitatul invitatului lui spune că s-a dus și a luat oaia omului sărac și a sacrificat-o pentru a avea ce să pună pe masă. Și David când a auzit povestea asta a spus așa, viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Și să dea înapoi patru miei pentru ca să vârși fapta aceasta și n-a avut milă. Și Nathan a zis lui David, tu ești omul acela. Prin modul în care te-ai purtat cu omul acesta și față de soția lui. La fel face și Apostolul Pavel aici. Vorbește evreilor în special și spune, da, vedeți voi neevrei ăia, păgâni ăia, păcătoși răi care merită judecată al Dumnezeu, da, ei vedem, da, ei chiar sunt păcătoși. Tu ești omul acela. Cum așa? Întrebarea din dimineața aceasta este următoarea. Se mânie Dumnezeu pe oamenii buni? Se mânie Dumnezeu pe oamenii buni? Care cred că sunt buni când se compară cu alții. Pentru că noi așa evaluăm bunătatea noastră prin comparație cu alții. Găsim da, oameni mai păcătoși decât noi, și asta ne face să credem că suntem buni. Dar după standardul lui Dumnezeu, nici, nici măcar oamenii buni nu sunt suficient de buni. Haideți să citim Roman 2 de la versetul 1. Și cum am spus, Apostolul Pavel se adresează în special evreilor aici, dar se adresează și, am putea spune, prin, prin extindere, și oamenilor religioși, oamenilor bisericoși, oamenilor credincioși, oamenilor care cred că stau bine cu Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Romani 2, de la versetul 1. De aceea tu, omule, oricine ești, fi, care îi judeci pe alții, n-ai nicio scuză, pentru că în ceea ce îl judeci pe altul te condam pe tine însuți, fiindcă tu care îl judeci, faci aceleași lucruri. Știm însă că judecata lui Dumnezeu față de ce ce fac astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care îi judeci pe ce ce fac astfel de lucruri, dar pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Și nu înțelegi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar din cauza împietririi tale și a inimii tale nepocăite, îți aduni mânie pentru ziua mâniei și a descoperirii dreptei judecății a Lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecare după faptele Lui. Celor ce prin perseverența în fapte bune caută glorie, onoare și nemurire, le va da viața veșnică. Dar celor ce din ambiție egoistă nu ascultă de adevăr și se lasă conviști de nedreptate, le va da mânie și furie. Vor veni necazuri și probleme peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu și apoi peste grec, dar va fi glorie, onoare și pace peste oricine face binele, întâi peste Iudeu și apoi peste Grec, căci înaintea lui Dumnezeu nu există favoritism. Fiindcă toți cei ce au păcătuit fără lege vor și pieri fără lege, iar toți cei ce au păcătuit sub lege vor fi judecați potrivit legii. Căci nu cei ce aud legea sunt drepți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptățiți. Când neevreii care nu au legea împlinesc din instinct, cerințele legii, prin aceasta ei care nu au legea sunt lege pentru ei înșiși. Ei arată astfel că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, conștiința lor aducând mărturie, iar gândurile lor acuzându-se sau scuzându-se între ele. Lucrul acesta se va vedea în ziua când, potrivit Evangheliei mele, Dumnezeu prin Hristos Iisus va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Dar dacă tu care te numești iudeu, care spui încrederea în lege, care te lauzi cu Dumnezeu, care cunoști voia Lui și disceri lucrurile deosebite, pentru că ești învățat din lege, tu care ești convins că ești călăuză pentru orbi, lumină pentru cei din întuneric, îndrumător al celor nesăbuiți, învățător al celor imaturi, pentru că tu ai în lege într-o chiparea cunoștinței și a adevărului, tu deci care înveți pe altul, pe tine însuți nu te înveți? Tu care predici să nu furi, furi? Tu care spui să nu comiți adulteri, comiți adulter. Tu căreia ți-e scârbă de idoli, le jefuiești templele? Tu care te lauzi cu legea, îl faci de rușine pe Dumnezeu prin încălcarea legii? Căci așa cum este scris, numele lui Dumnezeu este blasfemiat printre neevrei din cauza voastră. Fiindcă circumcizia este de folos dacă împlinești legea. Dar dacă ești unul care încalcă legea, circumcizia ta a devenit necircumcizie. Deci, dacă cel necircumcis păzește hotărârile drepte ale legii, nu va fi considerat oare necircumcizia lui drept circumcizie? Cel care din naștere este necircumcis, însă împlinește legea, te va judeca pe tine care, deși ai litera legii și circumcizia, ești unul care încalci legea. Căci iudeul nu este cel care este iudeu în exterior și circumcizie nu este cea exterioară în carne, ci iudeul este cel care este iudeu în interior, iar circumcizie este cea a inimii, prin Duhul, nu prin litera legii. Lauda acestuia nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu. Care este atunci superioritatea iudeului? Sau care este folosul circumciziei? Acestea sunt mari în toate privințele. Mai întâi pentru că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Și ce dacă unii n-au crezut? Va desfința oare necredincioșia lor credincioșia lui Dumnezeu? În niciun caz. Din potrivă, Dumnezeu să fie dovedit adevărat și fiecare om să fie dovedit mincinos, după cum este scris așa încât tu să fii dovedit drept în cuvinte de tale și să ieși învingător când judeci. Dar dacă nedreptatea noastră pune în lumină dreptatea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când își dezlănțuie mânia, vorbesc în felul oamenilor. În niciun caz. Altfel, cum va judeca Dumnezeu lumea? Iar dacă prin minciuna mea adevărul lui Dumnezeu strălucește și mai mult spre gloria lui, atunci de ce sunt judecat ca păcătos? Și de ce să nu facem fapte rele ca să vină cele bune? Așa cum suntem vorbiți de rău și cum susțin unii despre noi că spunem condamnarea lor este dreaptă. Haideți să ne rugăm așa cum stăm. Tatăl nostru Ceresc, îți mulțumim pentru cuvântul tău care este insuflat de tine și este de folos pentru noi. Te rugăm să ne vorbești din el în dimineața aceasta, te rugăm să ne dai gândurile tale prin cuvântul tău. Ajută-ne să înțelegem gândurile tale, ajută-ne să le credem. Și te rugăm să ne schimbi viețile prin aceste gânduri ale tale. Dăm mie putere să explic corect cuvântul tău și dăm putere să predic cuvântul tău așa cum trebuie predicat, cu îndrăzneală, cu autoritate din partea ta. Doamne, te rog ca tu să ne ajut să auzim cuvintele tale în dimineața aceasta. Fiecare dintre noi, mă rog, pentru fiecare suflet de aici. Am venit cu gândurile noastre, am venit cu îngrijorările noastre, am venit cu cu frământările noastre, dar te rugăm, Doamne, ca pentru următoarele momente să ne captezi tu atenția noastră, atenția inimii noastre și să ne vorbești la fiecare în parte. Te rugăm să ne dai gândurile tale și te rugăm să lucrezi prin ele, Doamne. Te rugăm să lucrezi prin ele mântuire, te rugăm să lucrezi prin ele o înțelegere mai profundă a mântuirii. Te rugăm să lucrezi prin ele pocăință și credință în Domnul Isus Hristos. Te rugăm să zidești biserica prin cuvântul tău, te rugăm să-ți înmulțești poporul prin cuvântul tău, să-ți extinzi împărăția prin, prin, cuvântul tău. Te rugăm să faci mai mult decât cerem noi acum, mai mult decât gândim noi acum, mai mult decât credem noi acum, să faci de dragul numelui tău, de dragul numelui Domnului Isus Hristos, care merită mai mult, mai mult, mai mulți oameni care să-i se închine, mai mulți oameni care să-l cunoască cu adevărat și care să-l laude pe el. Te rugăm, fă lucrarea aceasta prin Duhul tău cel Sfânt. Amin. Luați loc, vă rog. Este un pasaj mai lung, știu lucrul acesta, o să încerc să prezint unele lucruri mai în detaliu, peste altele vom trece mai repede. Um, luăm pasajul un pic mai lungi pentru că nu vrem să pierdem imaginea de ansamblu, uh, mergem cu idei principale, nu facem aplicații din fiecare cuvânt, um, dar mergem cu ideile principale din, din uh, epistola acesta. Apostol Pavel folosește aici o... o Um, un stil literar aparte, se numește diatribă, adică un, un dialog cu un oponent imaginar, cu un evreu, de data aceasta, care nu înțelege Evanghelia. Și conversează cu el, îi pune întrebări, îi răspunde la obiecțiile lui, chiar îi se adresează direct. Deci de asta vedem dialogul acesta al Apostolului Pavel, este, este o, o formă de adresare um, inteligentă prin care El a încercat să explice Evanghelia celor care nu o înțelegeau, mai ales celor din poporul Lui Dumnezeu, poporul evreu. Dar prin cuvântul acesta Dumnezeu ne vorbește și nouă. Și uh, uitați cum, uh, cum începe Apostolul Pavel în versetul 1, De aceea tu, omule, omule, ăsta este omul cu care conversează în tot pasajul nostru, um, omule, oricare ai fi, fiecare dintre voi care face asta, care îi judeci pe alții, pe neevrei aceia din capitolul 1, pe păgânea, pe oia care se închină la idul, oia care practică homosexualitatea, nenorociți ea, păcătoși ea, zice, tu n-ai nicio scuză. Pentru că în ceea ce îl judeci pe altul, te condamn pe tine însuți, fiindcă tu care îl judeci, faci aceleași lucruri. Aceleași lucruri nu înseamnă că și ei se închinau la idol neapărat în modul în care făceau neamurile sau că și ei practicau homosexualitatea cum făceau neamurile. Dar spune face aceleași lucruri și aceleași lucruri fac, referire, face referire la ultimele versete din capitolul 1 unde este o listă întreagă de păcate. Adică și tu uh, ai nedreptate, ai răutate în viață, ai lăcomie, ai ticoloșie, ai invidie, ai ceartă, ai viclenie, ai dușmănie, ai bârfă, ai de făimare, și tu ești arogant, și tu ești obraznic, și tu ești lăudăros, și tu ești neascultător de părinți și așa mai departe. Și tu care te numești evreu, care faci parte din poporul lui Dumnezeu, tu n-ai nicio scuză când faci aceste lucruri. Să nu crezi că apartenența la poporul lui Dumnezeu cumva te absolvă de responsabilitatea de a păzi poruncile lui Dumnezeu. De asta spune versetul 2, știm însă, noi toți știm lucrul acesta, cei care cunoaștem Vechiul Testament, spune Apostol Pavel aici, noi toți evrei știm adevărul acesta că judecata lui Dumnezeu față de cei ce fac astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este drept. Dumnezeu este drept și nepărtinitor. Și crezi tu, omule, care îi judeci pe cei ce fac astfel de lucruri, dar pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu, doar pentru că faci parte din poporul ales al lui Dumnezeu, doar pentru că ai parte de anumite beneficii și anumite privilegii? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări și nu înțelegi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Oamenii din vremea aceea considerau că dacă au parte de aceste binecuvântări, dacă fac parte din poporul ales, dacă au legea, dacă au tăierea prejur și toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a cerut poporului său în vechime, credeau că sunt bine, credeau că sunt ok cu Dumnezeu, credeau că nu mai trebuie să facă altceva, credeau că pot să fie mai relaxați cu păcatul, că doar sunt din poporul Dumnezeu și Dumnezeu e mai înțelegător față de ei. Și ei disprețuiau astfel bunătatea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu față de ei și uh, luau ușor lucrurile acestea. În loc să îi îndemne la pocăință, lucrurile acestea îi îndemnau la păcat. Și de asta spune versetul 5, dar din cauza împietririi tale și a inimii tale nepocăite, problema majorității evreilor din Vechiul Testament, împietrirea inimii, inimă nepocăită, care nu vrea nici în ruptul capului să facă ceea ce îi spune Dumnezeu, ce faci? În felul acesta îți aduni, îți strângi, îți acumulezi mânie pentru ziua mâniei și a descoperirii sau a manifestării dreptei judecăți a Lui Dumnezeu. Tu, prin păcatele tale, chiar dacă ești evreu, chiar dacă ești din poporul Lui Dumnezeu și ai anumite beneficii, tu îți strângi o grămadă, un munte de mânie și de judecată, dreaptă judecată din partea lui Dumnezeu. Repet ceea ce am spus și data trecută, mânia lui Dumnezeu este dreapta lui judecată. De asta spune aici, îți adun mânie pentru ziua mâniei și a descoperirii dreptei judecății a lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu înseamnă dreapta judecată a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se mânie cum ne mâniem noi oamenii. Într-un mod păcătos se mânie, într-un mod drept și sfânt și într-un mod serios. Se furie, se furie, în furie spune mai în, alt, în altă parte, în versetul 8. Adică răspunde într-un mod serios și, și aprins în fața păcatului. Vedem foarte clar, în primul rând, Dumnezeu se mânie chiar și pe oamenii buni. O să sune... Ciudat, știu lucrul acesta și um, o să explic din nou. Dumnezeu se mânie chiar și pe oamenii buni. Pentru că oricât de bun ai fi, și sunt oameni relativ buni în lumea aceasta, nu toți sunt la fel de păcătoși în lumea aceasta. Dar oricât de bun ai fi, tu faci și păcate. Și faci multe păcate. Și Dumnezeu care este drept va trebui să te judece pentru păcatele tale. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu ține Dumnezeu cont și de faptele noastre bune? Ba da! El ține cont și de faptele acestea bune, dar faptele bune nu, nu le anulează pe cele rele. Cum am explicat și data trecută, te prinde poliția depășind limita de viteză, se mai întâmplă chiar și la creștini, să fie prinși de poliție, de radar și poliția să spună stop, amendă, ai depășit limita cu nu știu cât și tu spui, da, știu, da, nu trebuia, da, mă grăbeam, trebuia să ajung normal, că ai o scuză, încerci să vii cu o scuză, mă grăbeam să ajung la spital, la tatăl meu care e bolnav și polițistul nu e mișcat nicicum, și zici, da, dar eu sunt, un, sunt un, un părinte bun sau sunt un cetățean bun, eu îmi plătesc taxele aici, la stat, tu trăiești din taxele mele. Și zice, ce treabă are asta, ce legătură are asta cu ceea ce ai făcut, trebuie să plătești. La fel și la Dumnezeu, dacă Dumnezeu pur și simplu ar închide ochii la păcatele noastre, n-ar mai fi drept. Și de asta Dumnezeu se mâne chiar și pe oamenii buni, pentru că oamenii buni, oricât de bun ar fi ei. Din nou spun, sunt oameni destul de buni, relativ vorbind, în lumea aceasta. Unii chiar se laudă, eu nu cred în Dumnezeu, dar sunt un om bun. Unii zic că eu nu prea merg pe la biserică, eu nu sunt cu biserica, dar încerc să fac fapte bune. Oricât de bun ai fi, oricât de multe fapte bune ai face, problema este că ai și păcate și multe păcate. Și când vei ajunge la Dumnezeu cu ele, Biblia spune foarte clar că Dumnezeu, care este drept, va trebui să te judece pentru păcatele tale, să te pedepsească pentru păcatele tale. Pentru că, în al doilea rând, faptele bune nu le anulează pe cele rele. Dumnezeu se mâniește pe oamenii buni, pentru că și oamenii buni au păcate. Și faptele bune, în al doilea rând, nu le anulează pe cele rele. Asta spune la versetul 6. Dumnezeu vă spune că va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Asta e criteriul lui Dumnezeu. Fiecăruia după faptele Lui. Dumnezeu este Dumnezeu drept, care dă fiecăruia după faptele Lui, după faptă și răsplată. Versetul 7. Celor ce prin perseverența în fapte bune, celor care nu doar... Fac și ei fapte bune când și când, și prin perseverența în fapte bune, celor care sunt caracterizați de fapte bune, celor care fac doar fapte bune. Și în felul acesta caută glorie, onoare și nemurire, adică um, caută răsplata cerească sau mântuirea, Dumnezeu le va da viața veșnică. Cum a spus Dumnezeu în Vechiul Testament, că le a dat legile? Dacă vei face aceste lucruri, cum spune? Face aceste lucruri și vei trăi. Nu o spune Dumnezeu așa, după ce le dă poruncile? Cel ce va face aceste lucruri, va trăi prin ele, spune în Vechiul Testament. Adică doar cel ce împlinește poruncile lui Dumnezeu, în totalitate, doar acela va primi viața veșnică și doar acela va fi scăpat de judecata lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu o să aibă pentru ce să-L judece. Dar versetul 8, celor ce din ambiție egoistă, celor care vor să-și împlinească dorințele egoiste că nu le pasă de ceea ce spune Dumnezeu. Celor care nu ascultă de adevăr, deși cunosc adevărul din cuvântul lui sau chiar din, din ceea ce le-a revelat Dumnezeu prin natură și prin conștiință când vom vedea, celor ce nu ascultă de adevăr și se lasă convist din nedreptate sau ascultă de nedreptate, ascultă de păcat le va da ceea ce merită, spune, adică mânie și furie, din nou. Este o mânie sfântă și dreaptă a lui Dumnezeu. Dar să spunem în versetul nou, vor veni necazuri și probleme și suferințe și chinuri peste orice suflet omenesc care face răul. Întâi peste Iudeu și apoi peste grec. Adică, iudeii au avut prioritate. Au avut parte de niște binecuvântări deosebite, dar au avut parte și de o responsabilitate deosebită. Și de asta au fost primii în binecuvântări, au fost și primii în responsabilitate. Cu Isadamul se va cere mult. Ăsta e principiul de aici. Dar va fi glorie, onoare și pace, din nou, binecuvântările mântuirii, ale um, binecuvântările uh, viitoare. Um, peste orice, oricine face binele. Întâi pentru iudeu și apoi pentru grec, când înaintea lui Dumnezeu nu există favoritism, nu există părtinire. Vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Cei ce fac fapte bune, cei ce perseverează în fapte bune, cei ce ascultă de Dumnezeu, cei ce împlinesc poruncile Lui, vor avea parte de viața veșnică. Cei ce fac fapte rele, cei ce păcătuiesc, cei ce nu ascultă de Dumnezeu, vor avea parte de mânie și de furia veșnică și dreapta lui Dumnezeu. Asta spune aici. Faptele bune nu le anulează pe cele rele. Nu poți să vii la Dumnezeu și să spui, da, dar am făcut și niște fapte bune. Da, dar ce faci cu celelalte rele? Dumnezeu nu va pune faptele bune pe un taler și faptele rele pe celălalt taler, ca la mănăstirea Voroneț. Mergem un pic acolo, o să mă întorc un pic la, la ideea de dinainte, dar așa gândesc mulți oameni. În ziua judecății, Dumnezeu, cum este arătat și aici în pictura aceasta, Dumnezeu este cu o mare cântar, taler și pe un, pe un taler sunt faptele bune, pe celălalt sunt faptele rele. Și dacă alea bune sunt mai uh, alea bune sunt, sunt mai, mai grele, atunci uh, vei ajunge în rai. Dacă alea rele sunt mai grele, vei ajunge în iad. Biblia nu spune lucrul acesta. Învățătura aceasta nu este din Scriptura. Învățătura aceasta este de la oameni. Aș sau este din Scriptură, dacă dăm la o parte Evanghelia și Vestea Bună, dacă îl ținem cont doar de Vechiul Testament și de ceea ce am spus până acum. Dar Dumnezeu are un, un standard, are o lege și spune de la versetul 12 la, la versetul 16 că fiecare va fi judecat în funcție de legea pe care a cunoscut-o. Fie că este vorba de legea mozaică, dacă ai fost evreu, ai cunoscut legea, Dumnezeu te va judeca după legea aceea și te va condamna după legea aceea. Dacă n-ai fost evreu, ai avut legea morală, legea conștiinței, ai știut ce este bine și ce este rău, pentru că Dumnezeu a pus o conștiință în rău și conștiința asta te-a mustrat, te-a acuzat, uneori ți-a spus că faci bine, dar Dumnezeu a pus această conștiință în noi și Dumnezeu va folosi, chiar spune în versetul 16, vocea aceasta conștiinței ca să ne uh, condamne în ziua judecății. Ne va arăta că noi am știut ce este bine și ce este rău, dar am ales răul. Așa că uh, nu avem, uh, nu avem cum să scăpăm de adevărul acesta că Dumnezeu într-adevăr nu anulează faptele rele cu faptele bune. Dumnezeu este drept. Dumnezeu va trebui să judece faptele rele, spune Biblia. Și um, cu siguranță că atunci când vreau au auzit lucrurile acestea, au zis, păi nu este, nu e drept, nu pare că e corect. Și noi când auzim lucrurile acestea, spunem, nu mi se pare corect, înseamnă că Dumnezeu nu mai mântuiește pe nimeni, înseamnă că toți vor ajunge în iad, înseamnă că ia, raiul va fi gol. Și așa ar fi, așa ar trebui să fie. Dar, dar nu este așa, vom vedea imediat. Evrei se gândeau, păi dacă, dacă este așa, atunci toate promisiunile astea pe care Dumnezeu le-a făcut în Vechiul Testament sunt în zadar. Înseamnă că Dumnezeu a promis niște chestii, dar a uitat de ele. Dumnezeu nu e credincios. Dumnezeu ne-a făcut parte de niște binecuvântări extraordinare și ne-a făcut să credem că suntem bine și suntem, suntem ai lui, dar de fapt el uh, se răzgândește și nu-și nu mai ține promisiunile. Și de asta spune Apostol Pavel în continuare la Vestul 17, privilegiile religioase, oricât de mari ar fi nu te scapă de mânia lui Dumnezeu. Faptele bune nu te scapă de mânia lui Dumnezeu. Privilegiile religioase, oricât de mari ar fi ele, nu te scapă de mânia lui Dumnezeu, de dreapta judecată a lui Dumnezeu. Și vorbește Apostolul Pavel în special de două privilegii, în primul rând despre lege. Evrei au primit de la Dumnezeu legea, cele 10 porunci. Spune asta de la versetul 17 la 24 și ei credeau că dacă Dumnezeu le-a dat legea, Legea lui sfântă, dreaptă, dacă oamenii, dacă ei cunoșteau legea, dacă ei aveau legea de la Dumnezeu, o cunoșteau, însemna că ei stau bine cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu le spune, voi care aveți legea, voi nu țineți legea. Voi care spuneți altora sau, sau învățați pe alții, dar voi nu vă învățați pe voi. Voi predicați altora, dar voi nu faceți ceea ce predicați. Voi spuneți altora să nu, fura, să nu, să, nu, furi, dar voi furați. Voi spuneți altora să nu prea curviți, dar voi prea curviți. Așa că nu e de ajuns să ai legea, trebuie să o și împlinești, spune apostolul în, în, versetele acestea. Legea a fost un, o binecuvântare extraordinară. Spune chiar în versetul 2, acestea sunt mari în toate privințele, pentru că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Legile, sfinte și drepte ale Dumnezeu, niciun popor n-a mai avut parte de ele, în felul în care a avut parte uh, poporul Israel. Dar lucrurile acestea nu erau o, un, o, un beneficiu care să, să le aducă automat mântuirea și o relație bună cu Dumnezeu. Pentru că legea le-a fost dată ca să o asculte, ca să o împlinească nu doar ca să o cunoască. Și apoi ei se mai lăudau sau se bazau foarte mult pe circumcizie, pe tăierea împrejur, de asta spune de la versetul 25 la versetul 29, vorbește despre acest al doilea privilegiu, și anume tăierea împrejur, adică semnul acesta exterior că făceai parte din poporul lui Dumnezeu. Dacă aveai tăierea împrejur, erai evreu, erai din poporul lui Dumnezeu, erai un om binecuvântat, erai mântuit. Cu condiția, bineînțeles, ca să ți legea. Dar evreii spuneau, păi avem semnul, suntem din popor, înseamnă că nu trebuie să mai ținem legea. Și apostolul Pavel le spune, voi care aveți să era în dar nu țineți legea, e ca și când n-ați avea-o. E ca și când ați fi netăiați în prejune. E ca și când ați fi neevrei, păgâni. Din contră, neevrei care țin legea, nu înseamnă că există vreun neevreu care să țină legea în totalitate, dar cei care țin legea într-o într măsură dintre neevrei, sunt, sunt pe o treaptă superioară față de voi. Și apoi le spune că ce vreau adevărat nu este cel care este în exterior, ci cel care este în interior. Cel care are această tăiere împrejură a, a inimii prin Duhul Sfânt. Și omul acesta își primește lauda în ziua judecății de la Dumnezeu. Privilegiile religioase, oricât de mari ar fi ele, nu te scapă de mânia lui Dumnezeu. Și poate zici, gata, gata, am înțeles. Spunem ce mă scapă de mânia Dumnezeu. Dacă asta nu, faptele bune nu mă ajută, pentru că am și fapte rele. Privilegiile religioase nu mă ajută să scap de păcate și de pedarsă pe care o merit pentru păcatele mele. Ce mă ajută? Dacă ești, ești aici și te știi cu păcate, Dumnezeu ți le arată în fiecare zi. Conștiința ta te mustră în fiecare zi pentru lucrurile acelea. Și dacă te temi de judecata lui Dumnezeu și ar trebui, dacă nu, nu, ai venit încă la Hristos, dacă ești îngrijorat privitor la mântuirea ta, la, la, ceea ce se va întâmpla cu tine în ziua judecății, uite ce trebuie să faci. Pocăiește-te de păcate și cere lui Dumnezeu să te ierte doar pe baza jertfei lui Isus. Asta este ce, ce, trebuie să facem. Următorul slide. Pocăiește-te de păcate și cere lui Dumnezeu să te ierte doar pe baza jertfei lui Isus. V-am spus mai devreme despre David, care a făcut niște păcate, să zicem așa, evidente. A prea curvit și a pus la cale omorârea unui om. Putem spune că l-a omorât. Este păcate grave. Dar spune că omul acesta s-a pocăit. Și avem niște psalmi care sunt psalmi de pocăință al lui David. Și vreau să vă citesc din Psalmul 51, de unde se citează și în textul nostru. În Psalmul 51, uitați cum, cum, vorbește David, cum își exprimă el pocăința. Cum se roagă el după ce a păcătuit, după ce Dumnezeu îl convinge de păcatul lui și cum își exprimă el pocăința. Poate spui ce înseamnă să mă pocăiesc, uite cam așa arată pocăința. Arată-ți bunăvoința față de mine, Dumnezeule, potrivit în tale. În mila ta cea mare, șterge fără de legile mele. În mila ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă de nelegirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc fără de legile. Și păcatul meu stă tot timpul înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ochilor tăi, Așa că tu ești drept când, când vorbești și integru când judeci. Tu ai tot dreptul să mă judeci, tu ai tot dreptul să mă omori. Pe deapsa în Vechiul Testament de pentru prea curvie și pentru omorii era moarte. Și pe bună dreptate David trebuia să primească moarte din partea lui Dumnezeu. De el se pocăiește, apelează la mila lui Dumnezeu și, surpriză, Dumnezeu îl iartă. Așa că, așa cum spune și textul nostru, bunătatea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, ar trebui să te îndemne la pocăință. Faptul că Dumnezeu nu vine acum cu judecata lui în viața ta, faptul că Dumnezeu nu-ți ia viața pe loc pentru ceea ce ai făcut, nu înseamnă că ai făcut bine. Va veni o zi a judecății, spune Dumnezeu, când va pune în fața noastră toate păcatele noastre și nu vom avea nicio scuză. Toate lucrurile ascunse, spune chiar, din inima noastră. Toate lucrurile pe care nu le știu nimeni, Dumnezeu le va pune în fața ta și nu vei avea nicio scuză înaintea lui Dumnezeu. Așa că dacă ești aici și nu e la întâmplare că ești aici astăzi, dacă Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu te cheamă la pocăință. Te cheamă să faci ca David. Să nu te mai compari cu oameni mai răi decât tine. Nu te mai compara cu oameni mai răi decât tine. Cumva, da, 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 am greșit ceea ce am făcut, dar nu sunt chiar ca Putin. Sau nu sunt chiar ca, eu știu, mare păcătos din lumea noastră. Am făcut și-o pe ale mele, dar nu, nu sunt chiar așa de păcătos. Nu mai, nu mai judeca așa. Pentru că ai suficiente păcate, spune Biblia, ca să ajungi în iad. Fiecare dintre noi. Nu te mai compara cu alți oameni. Compara-te cu standardul lui Dumnezeu, cu legile lui, cu poruncile lui și vei vedea cum stai cu adevărat. Evrei se comparau cu neamurile, cu nevrei, și spuneau, noi stăm bine. Românii se compară cu, cu, alți oameni, societatea românească e încă tradițională și e bine lucrul acesta, dar cumva asta îi face pe unii român să spună, băi, noi nu suntem ca aia din vest, homosexuale, aia care schimbă sexul, aia care norociți aia. Noi nu suntem, noi suntem tradiționali, noi avem valorile creștine, noi suntem ok. Dar România este una dintre cele mai depravate țări. Vorbesc acum de heterosexuali. Câte divorțuri sunt între români, câte, cât adulter este la români, câtă poftă, câtă pornografie este la români. Noi ne, ne zicem homosexualii, ăștia care schimbă sexul, ăștia am în iad. Și Biblia spune nu doar ei care nu se pocăiesc, dar și noi care suntem heterosexuali și facem păcatele heterosexualilor. Adulter, poftă, pornografie și toate lucrurile acestea. Suntem suficient de păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Și că nu te mai compara cu alții. Compară-te cu Dumnezeu și cu legile Lui. Nu te mai baza pe faptele tale bune. Pentru că așa cum am văzut din cuvântul tău, faptele bune nu le anulează pe cele rele. În nicio lege dreaptă din lumea asta nu se întâmplă asta. Și de ce crezi că la Dumnezeu se va întâmpla asta? Care este drept. Dumnezeu este drept. Și Dumnezeu nu va spune, a, da, da, ai o grămadă de păcate aici, dar ai și niște fapte bune și hai să mai ștergem din ele și poate, poate, hai să facem cumva, ai, ai ok, mai închidem un ochi și cumva să facem să fie bine, hai treci. Dumnezeu nu va face asta. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și drept. Așa că nu te mai baza pe faptele tale bune. fă în continuare, dar nu te baza pe ele pentru că ele nu șterg faptele rele. Nu te mai baza pe faptele bune ale altora. Sunt oameni care spun, da, eu nu prea am fapte bune, eu mi-am făcut de cap. Eu mi-am trăit viața. Dar uh, au alții fapte bune și pentru mine. Adică sfinții, cei care au trăit cu adevărat pentru Dumnezeu, cei care au ținut toate poruncile Lui Dumnezeu și au, au câștigat merite înaintea Lui Dumnezeu, Sfânta Fecioara Maria, cu siguranță că dacă mă rog, mă va, mă va ajuta să scap de păcatele mele. Cu tot respectul pentru Sfinți, cu tot respectul pentru Fecioara Maria, pentru că a avut un rol important în planul Lui Dumnezeu. Dar oamenii aceștia, oricât de deosebiți au fost, oricât de oricât de mari au fost, au fost oameni și au avut păcate. Și oamenii aceștia, dacă au ajuns în rai, nu este datorită faptelor lor și datorită milei lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia, dacă au ajuns în rai, nu înseamnă că au acolo suficiente merite ca să mai pună și în contul tău. Dacă tu te rogi la nu știu care sfânt, sau la Fecioara Maria, cumva, Fecioara Maria face cumva, mijlocește pe lângă Dumnezeu ca să mai șteargă din păcatele tale. Asta nu este o învățătură din cuvântul lui Dumnezeu. Nu te mai baza pe faptele bune ale altora. Pentru că tu vei da socoteală pentru faptele tale. Și nimic, cum ar fi ca în, în din nou te duci la tribunal și spui, da, am făcut lucrurile astea, da, am dat peste cineva pe trecerea de pietoni, da, nu mi-am, vine anaful peste tine și te găsești cu nereguli, da, nu mi-am plătit taxele, nu am am făcut evaziune și mai departe. Dar zici, am niște prieteni care niciodată n-au încălcat legea. Și sunt acum și vin acum și, și, și ei o să pledeze pentru mine. Va conta asta la judecată? Faptul că ai tu niște prieteni. Dacă este o judecată dreaptă, nici măcar prietenii. Oricâte fapte bune ar avea ei, nu te vor ajuta pe tine să scapi de faptele tale rele. Nu te baza pe privilegiile tale religioase, pe faptul că tu cunoști Biblia. Este un mare, mare privilegiu. Că tu știi versete pe de rost, tu ai fost la școala duminicală, tu poți să redai din memorie o grămadă de versete. Nu te baza pe asta. Nici pe faptul că înțelegi Biblia bine, nici pe faptul că ai o teologie bună. Sunt mulți oameni care au o teologie bună, dar nu sunt ai lui Dumnezeu. Nu te baza nici pe faptul că ești în stare să-i înveți pe alții te ești în stare să predici altora. Nu te baza nici pe faptul că ești într-o biserică cu o învățătură sănătoasă. Nu te baza nici pe faptul că ai părinți credincioși. Sunt copii aici care au părinți credincioși. Slavă Domnului și o mare binecuvântare. Dar asta nu garantează cumva automat mântuirea ta. Nu te baza pe faptul că ai tată pastor. Nu te baza pe faptul că ai tată prezbiter sau lider în biserica aceasta. Nu te baza nici măcar pe faptul că ai fost botezat. Avem tineri, adolescenți care au fost botezați. Botezul nu te mântuiește. Botezul este o poruncă a Domnului, este important, trebuie făcut. Dar botezul în sine, ca practică și ca ritual, nu te spală de păcate. Nu spunea, a, păi eu am, am fost botezat, înseamnă că trebuie să fi ok, așa spuneau și evreii, am fost tăiat în jur. Deci sunt din poporul lui Dumnezeu, am fost botezat, deci am fost cumva recunoscut ca fiind parte din poporul lui Dumnezeu. Botezul nu garantează că ești. Mântuit, că ești copilul lui Dumnezeu. Nu te baza nici măcar pe pocăința ta. Poate vezi cum adică. Nu te baza nici măcar pe pocăința ta. Pentru că nu ăsta este motiv pentru care te iartă Dumnezeu. David s-a pocăit, slavă Domnului. Și suntem îndemnați în textul nostru la pocăință. Și trebuie să ne pocăim. Dar pocăința noastră nu este motivul pentru care Dumnezeu ne iartă. Cum așa? Dumnezeu ne iartă doar datorită jertfei Domnului Isus Hristos. De asta am spus, pocăiește de păcate, dar nu te opri acolo. Cere l Dumnezeu să te ierte doar, 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 doar pe baza jertfei lui Isus. Asta vom vedea duminica viitoare, dar vreau să predic din Roman 3. Mai vreau să vă citez. Roman 3, îmi spune în versetul 20, căci niciun om nu va fi îndreptățit înaintea lui prin faptele legii. Niciun om evreu, neevreu, creștin, necreștin, niciun om de pe pământ nu va fi îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, nu va fi declarat drept, nu va scăpa de judecata lui Dumnezeu prin faptele legii, prin ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Pentru că noi nu ascultăm poruncile lui Dumnezeu. Dacă le-am ascultat întregime, am fi ok. Dar niciun om nu va fi îndreptățit, nu va fi mântuit, nu va fi acceptat de Dumnezeu în ziua judecății pe baza a ceea ce a făcut el prin faptele lui, dar cum? Spune în continuare versetul 21 și aici este vestea bună a Evangheliei. Dar acum a fost arătată o dreptate a lui Dumnezeu fără lege, despre care se mărturisește prin lege și profeți, și anume dreptatea dată de Dumnezeu prin credința în Isus Hristos. Dumnezeu are o dreptate pentru oamenii păcătoși. Dumnezeu are o iertare pentru oamenii păcătoși. Dumnezeu are un mod prin care oamenii păcătoși să scape de judecata lui Dumnezeu. Și modul acesta este Hristos, jertfa Lui și credința noastră în această jertfă, pentru că Domnul Iisus Hristos pe cruce a murit, așa cum știm cu toții, pentru păcatele noastre. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că El a luat pedeapsa și judecata Lui Dumnezeu, mânia Lui Dumnezeu, cum a încântat, a căzut asupra Lui. El a potolit mânia Lui Dumnezeu, El a stins mânia Lui Dumnezeu, ca noi să nu mai avem parte de mânia Lui Dumnezeu în iad, nu e asta o veste bună? Nu e asta o veste bună pe care n-ai cum să o ocolești? N-ai cum să pleci de aici să nu, să nu iei pentru tine această veste bună? Pentru că ai păcate suficiente ca să te ducă în iad. Eu am păcate suficiente ca să mă duc în iad. Dar vestea bună a Evangheliei este că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Pentru toate păcatele noastre. Sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Orice păcat. Pune tu ce vrei acolo în cuvântul acesta, orice intră, orice păcat, toate păcatele tale. Hristos spune că a venit să moară pentru toate păcatele noastre, să ia El mânia Sfânta Lui Dumnezeu în locul nostru și noi ce trebuie să facem? Să credem în Domnul Iisus Hristos. Noi trebuie să spunem, am nevoie de această jertfă. Nu mă bazez pe faptele mele bune, nu mă bazez pe faptul că am fost botezat, nu mă bazez pe faptul că am părinți credincioși, nu mă bazez pe nimic altceva, nu mă bazez pe sfinți, nu mă bazez pe nimeni, pe nimeni, pe nimeni, ci doar pe Domnul Isus Hristos, pentru că El este Mântuitorul lumii și El este Mântuitorul meu. El a plătit, El a suferit pe mânia lui Dumnezeu a căzut asupra Lui, ca eu să fiu iertat. Trebuie să crezi, trebuie să spui, am nevoie de această jertfă, fără, fără această jertfă sunt pierdut. Fără această jertfă voi ajunge în fața lui Dumnezeu și voi primi ceea ce este drept și ceea ce merit pentru păcatele mele pedeapsa veșnică a Lui Dumnezeu, mânia sfântă și dreaptă și veșnică a Lui Dumnezeu. Dar ce veste bună, nu? Ce mare este Dumnezeu că nu ne-a lăsat, putea să ne lase. În păcatele noastre putea să ne lase de capul nostru, putea să ne lase să facem ce vrem. Dar ce har să știi că există un mântuitor. Există cineva care te scapă de mânia Lui Dumnezeu, care te poate scăpa, te poate mântui, te poate scăpa, te poate salva, demonia lui Dumnezeu. Și întrebarea este îl cunoști tu pe acest mântuitor? Îl cunosc eu pe Domnul Iisus Hristos? În felul acesta special toată lumea îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Toată lumea a auzit despre Domnul Iisus Hristos în, în țara noastră. Dar câți și-au înțeles păcatul? Cât de grav el este înaintea lui Dumnezeu și că pentru păcatele noastre Dumnezeu trebuie să ne judece, să ne dea pedeapsa veșnică, dar și câți au alergat în brațele Domnului Iisus Hristos și au spus, Doamne Iisuse, Tu ești speranța mea, n-am nicio altă speranță, pe Tine mă bazez, cu Tine vreau să trec de via din viața aceasta și să ajung împreună cu Tine la judecată și doar Tu vei mijloci pentru mine acolo, nu Fecioara Maria, nu Sfinții, nu prieteni din biserică, Domnul Iisus Hristos este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Jerfa Lui este singurul lucru pentru care Dumnezeu ne va scăpa, ne va lăsa să trecem de judecata Lui. Așa că pocăiește-te de păcate și cere Lui Dumnezeu să te ierte doar pe baza lui. Fă lucrul acesta astăzi. Asigură-te de lucrul acesta. Nu pleca de aici dacă nu ești sigur că Domnul Iisus Hristos într-adevăr a plătit și pentru păcatele tale și într-adevăr te-a scăpat de judecata lui Dumnezeu. Și dacă ai făcut asta, înțelege și apreciază bogăția bunătății lui Dumnezeu. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, știi lucrurile acestea, am predicat la uh, cei care poate nu știu sau nu mai sunt siguri de lucrurile acestea, dar poate tu știi lucrurile acestea, le-ai auzit de atâtea ori, crezi Evanghelia, uite care este aplicația pentru tine. Înțelege și apreciază bogăția bunătății lui Dumnezeu. Tu care ești mântuit, tu care te știi salvat de pedeapsa lui Dumnezeu. N-ai fost mai bun decât alții, n-am fost mai bun decât alții. Poate că ai fost mai cuminte decât alții, poate că ai crescut în biserică și n-ai făcut păcatele altora. Dar nu pentru asta te-a mântuit Dumnezeu. Ai avut suficiente păcate, am avut suficiente păcate ca Dumnezeu să mă trimită în iad. Asta spune Biblia. Dar Dumnezeu s-a îndurat de mine și de tine. Și a făcut cumva ca vestea bună a Evangheliei să ajungă până la noi. A făcut cumva ca noi să auzim despre Domnul Isus Hristos. Și prin Duhul Sfânt ne-a convins de păcatele noastre și prin Duhul Sfânt ne-a convins că avem nevoie de Isus și de jertfa Lui. Și Duhul Sfânt ne-a îndemnat să, să, credem, să ne pocăim de păcate și să credem în Domnul Isus Hristos cu toată inima noastră. Și dacă tu ești acesta, Laudă-l pe Dumnezeu, apreciază bunătatea lui, mulțumește-i pentru ceea ce a făcut pentru tine, nu te opri. În fiecare zi, mulțumește Domnului pentru ceea ce a făcut pentru tine, pentru mântuirea lui cea mare. Te-a scăpat de mânia veșnică. Și dreapta lui Dumnezeu nu este un lucru mic. Asta spune, cum vă scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Ne-a făcut Dumnezeu parte de o mântuire așa de mare. Și mulțumirea noastră trebuie să fie pe măsură. Și lauda noastră trebuie să fie pe măsură. De asta ne-a lăsat Dumnezeu cuvântul său să înțelegem ceea ce a făcut El pentru noi în Hristos și să apreciem mai mult, să ne bucurăm mai mult de lucrul acesta. Un alt lucru foarte pe scurt, trăiește ca unul care a fost iertat și care a primit o inimă nouă. Dacă ești copil al Dumnezeu, ai fost iertat de păcate, dar în același timp ai primit o inimă nouă. Inima ta a fost tăiată în prejur, spune aici. Chiar dacă nu vorbește, nu cred că vorbește despre creștini aici, cred că vorbește despre cei care nu sunt copilul Dumnezeu, de a anticipează Evanghelia și transformarea pe care Dumnezeu o face în viețile noastre. Și dacă tu ai fost iertat, ai primit o inimă nouă prin Duhul Sfânt. Dumnezeu a luat inima de piatră, inima nepocăită, inima împietrită și în loc a pus o inimă de carne. O inimă care iubește pocăința. O inimă care iubește poruncile lui Dumnezeu. Hristos spune cu s-a iertat mult, iubește mult. Și dacă auzi printre noi oameni care mai strigă de bucurie în închinare și îl laudă pe Dumnezeu, nu-i judeca. S-ar putea ca oamenii aceia să-L iubească pe Domnul mai mult decât îl iubești tu. Pentru că oamenii aceia s-ar putea să fi înțeles păcatul lor și să fi înțeles dragostea lui Hristos pentru ei și oamenii aceia să-L iubească pe Domnul pentru cât le-a iertat El. Noi care am crescut în biserică, să zicem mult mai puțin harul lui Dumnezeu, pentru că ne-am obișnuit cu el, am crescut cu el, mi se pare normal ca evrei. Se pare normal să facem parte din poporul Lui Dumnezeu, așa că cu ei s-a iertat mult, iubește mult. Dumnezeu ne-a iertat mult la fiecare, dar nu conștientizăm lucrul acesta. Și de asta, prin Evanghelie, creștem în această conștientizare și în această apreciere. Și acum nu-i judeca pe cei care spun aleluia, slavă Domnului din cântare. Pentru că ei, ei, ei simt bunătatea și harul lui Dumnezeu. Și ar trebui ca și noi să strigăm din când în când. Amin? Suntem mai rezervați, dar e loc decât un strigă de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus a spus, cine mă iubește, va păzi poruncile mele. Și tot în cuvântul lui spune, că poruncile lui nu sunt grele. Pentru cei care au această inimă nouă, pentru cei care au Duhul Sfânt în ei, poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele. Da, este o luptă, da, avem o fire, da, păcatul ne trage, ne ispitește, ne... e greu să scăpăm de anumite obiceiuri, de anumite păcate. Dar dacă ai Duhul Lui Dumnezeu, ai primit o inimă nouă, ai primit Duhul Sfânt, ai primit putere ca să lupți cu păcatul din viața ta, așa că trăiește ca unul care ai fost iertat de păcate și ca unul care ai o inimă nouă. Crede în ceea ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu aici, că nu mai ești cel care ai fost odată, cel care iubea păcatul, cel care te complăcei în păcat. Dumnezeu ți-a schimbat inima ca să înțelegi cât de grav este păcatul și cât de mult îl dezonorează pe Dumnezeu păcatul tău. Și Dumnezeu ți-a dat o inimă care să iubească poruncile lui Dumnezeu, să iubească ceea ce iubește Dumnezeu și să urască ceea ce urăște El. Așa că tendem, oricare ar fi păcatul, oricare ar fi viciul cu care încă te lupți. Nu mai folosi scuza aceasta, nu pot. Da, nu poți prin firea ta, dar prin Duhul Sfânt care este în tine, prin omul acesta nou care are putere, prin Duhul Sfânt tu poți să scapi de viciul cu care te lupți. Crede lucrul acesta. Este o luptă. Va trebui să lupți, dar prin Duhul Sfânt vei reuși. Și ultimul lucru, spune oamenilor buni că nu sunt suficient de buni pentru Dumnezeu. Asta este evangelizarea. Dar asta este grea. Evangelizarea sau vestirea Evangheliei. Să spui oamenilor buni, care se cred buni și morali. Unii sunt foarte bisericoși, unii sunt foarte religioși, unii țin toate posturile, unii sunt extraordinari în, în, în religiozitatea lor, dar sunt păcătoși. Spune-le oamenilor buni că nu sunt suficient de buni pentru Dumnezeu. Că nimeni nu este bun, niciunul dintre noi nu este suficient de bun pentru Dumnezeu. Unul singur este bun și acela este Dumnezeu spune oamenilor că toți am făcut și facem suficiente păcate ca să merităm pedeapsa lui Dumnezeu și iadul. Arată le versete care spun asta. Oamenii zic, A, nu cred asta, nu, domnul, cine spune asta? Deschide-le cuvântul lui Dumnezeu și spune, uite ce spune aici. Cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte. Celor care fac aceste lucruri, Dumnezeu le va da mânie și furie. Citează-le din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că dacă nu-i convinge Cuvântul, nimic nu-i va convinge. Chiamă-i la pocăință și mai mult, chiamă-i la credința în Domnul Iisus Hristos. Spune-le vestea bună despre Domnul Iisus care este singurul care îi poate ierta, singurul care le poate șterge păcatele prin jertfa lui. Chiamă-i să-și pună încrederea în Domnul Iisus ca mântuitor al lor. Haideți să ne rugăm.